Bine v-am regăsit la poveștile noastre despre fotbalul din Spania. Minutele astea de dinaintea fiecare etape, pe care sper că le savurăm împreună, sunt amintiri pe care le avem fiecare și astea nu ni le ia nimeni. Lucrul ăsta nu ni le ia nimeni. Cu Bogdan, cu Gică, așa cum facem mereu. Astăzi vorbim, Bogdan, vorbim despre Gică. Da. Ar trebui să tacă el, dar nu o să reușim să-l facem să tacă. Că nu e genul care să tacă prea mult. Dar vorbim despre el. Se joacă Villarreal Barcelona și de-aia am ales în runda asta. De-aia am ales în momentul să vorbim despre el. Că el, știi, el tot timpul spune noi. El vorbește de noi, echipa lui. Echipa lui e și Real Sociedad, echipa lui este și Villarreal, echipa lui este și Getafe. Toate sunt echipele lui. Nu mai pun pe Craiova. Craiova nu mai pun. Aia vorbim, aici vorbim de asta. Acolo este altceva, vorbim de... Dar acum, eu... Tu, la turnul Severin, unde ai fost? Am jucat o jumătate de an cu Marele Balaci. Idolul copilăriei mele, da. O să vă facem o dată, poate cei de la care se ocupă de fotbalul din, de la noi, de Superliga, să vorbească, să-l întrebe pe Gică, să vă povestească el cum a fost la formă să ajungă la Dinamo. Dar nu spune el, asta o povestește așa mai, în alt context. Spune-mi tu. În ce an ar trebui să vii la Dinamo? Ilie a vrut să mă duc la Dinamo. Păi de ce? După 90. 90. 90. Ai văzut, te prindea. 89-90. Da, eu am plecat 91. Ai plecat târziu. A fost atunci, supărat, Ilie era atunci... supărat pe vremea aia pe Craiova. Probabil că atunci când era președinte domnul Ianul și a făcut echipa cealaltă. Care, dar n-am vrut să plec. Hai, povestește-mi tu despre Gică, așa cum l-ai perceput tu, în perioada Villarreal. Nu mai punem perioada Real Sociedad, nu punem. Aia a fost de început, când deja când s-a dus la Villarreal, avea deja un nume în fotbalul din Spania. Jucase la Real Sociedad. Bine. Și apoi la Getafe. Eu am interacționat cu toată venirea asta lui în Spania, fără să vreau. Pentru că în momentul în care s-a dus la Real Sociedad, antrenorul de pe vremea respectivă la Sociedad, cine? Irureta era. Iriarte, Salva Iriarte, care fusese fotbalist. Era antrenor? Era antrenor, da, principal. După aia a venit Habo. Da, Irureta. Dar nu m-a sunat... Posibil Mihai Reciari, care era directorul sportiv. Da, directorul sportiv. Să mă întrebe de el. Ce? De, pușcărie? Eu eram. E bun așa el, dar e cam rebel. Nu, a spus exact ce e și cum e și ce face. Și... Dovadă că oamenii... L-au luat. Da, l-au luat. Poate că am avut o mică contribuție și fără eu. Că, dai seama că n-aveam. Dar... N-am făcut nicio favoare, pur și simplu am spus ce văzusem, pentru că fusesem adversari în campionatul nostru. Îmi și dăduse gol la un meci de cupă cu Dinamo. Am făcut 0-0 la noi pe Dinamo și după aia la Craiova ne-au bătut și ne-au eliminat. Ne-au bătut 2-0 parcă. Din 2-0. Da. Și mi-a dat și gol. Și... 2-0 sau 2-1? 2-0. Bun, și cum îl percepeai tu la plecarea de la... Că toată lumea a fost surprinsă, pleacă de la Real Sociedad. Am jucat contra lui la Real Sociedad. Real Sociedad era o echipă bună. Da, mi-aduc aminte că am jucat și după aia am venit împreună la echipa națională. Da, la momentul respectiv era echipă ok. Villarreal nu e, că lumea se gândește Villarreal, domne, stați puțin, Villarreal. Bă, Villarreal la momentul ăla nu era. Era o echipă cumpărată pe câteva sute de mii de euro. O luase Roci, tocmai promovase și au zis lumea, ok, pleacă de la Real Sociedad la Villarreal. Da, la Villarreal, la Real Sociedad am jucat o dată, am făcut 1-1 la ei, mi-a dat de Pedro gol din corner, mi-a făcut un corner cu piciorul stâng, cu stângul, de partea stângă și mi-a dat gol la colțul, mi-a dat gol din corner. Și după aia am venit împreună la echipa națională și după aia s-a transferat la Villarreal. La Villarreal am jucat iarăși, era și Gâlcă atunci, și ne-au bătut 5-1. După ce noi începusem campionatul cu Salamanca într-o formă incredibilă. Îi bătusem pe Bilbao, îi bătusem pe Coruña, mi se pare. Am mers la Barcelona, am făcut 1-1. Dar noi aveam un noroc incredibil și am mers la Villarreal. Și le-am zis, dar aveți grijă cu ăștia, că... Zic, nu sunt, și
Bine, ei nu știau, eu știam pe el și nu mai știu cine mai era în atac cu tine. Oricum avea Moises. Moises, da, la un animal, îi dădeau mingi pe el. Da, îi dădeau mingi pe ăla, îi le lăsa lui și pe acolo se întâmpla o mulțime de chestii. Bine, dar vreau să știu de ce ai plecat de la, cum să pleci de la Real Sociedad la Villarreal? Totuși Real Sociedad e o echipă stabilă, o echipă așezată, Villarreal nou promovată, cu niște planuri. Dar nu se gândea, planurile știi cum e, planuri faci, dar da, nu știu dacă ies. De ce ai plecat? Nu te-am mai vrut Real Sociedad? Nu. De ce altea am întrebat? Că noi era Habo antrenor, aveam o relație foarte bună cu el. De fapt, după aia vreau să mă ia la Vigo, la Celta, când a fost cu epoca cu Mostovoi, cu Carpin, avea o echipă senzațională. Dar n-aveau vârf, juca Catania și Catania n-a fost, pe vremea aia nu juca bine Catania și au vrut să mă ia. Dar a venit ceea ce mi-a plăcut cel mai mult, Andrei, au venit la Albi. Eram cu echipa națională în cantonament, în Franța, la campionatul mondial. Și mi-a spus, uite că vrem să vii, că avem un proiect foarte interesant, avem un președinte foarte serios, Fernando Roci, care avea Pamesa, da, are Mercadona. Fratisul, dar are și 11%. Și 11% la Mercadona sunt cam câteva zeci de milioane pe an. Da, da, ca să ne facem păi o idee. Și mi-a plăcut proiectul. Da, tu ai rămas și în Liga a doua la Villarreal. Am jucat primul an, am retrogradat, pentru că i-am bătut pe Barcelona pe Camp Nou 3-1. Și atunci am crezut două goluri. Atunci am crezut că suntem buricul pământului, suntem cea mai bună echipă nou promovată din istorie. Și Barcelona a câștigat campionatul și noi am căzut, am retrogradat. Și ai rămas. Și am rămas. Puteai să pleci? Deci noi puteam să plec. Am fost retrogradat în 99. 99. Odată cu noi. Odată cu voi. Puteai să ne-am întâlnit în a doua divizie. Ne-am întâlnit în a doua divizie și voi ați intrat anul ăla, dar și în urma noastră cu vreo 15 16 puncte. Voi ați intrat anul ăla și noi n-am intrat. Și voi n-ați intrat. Bun, și a rămas la ai rămas la Villarreal. Am rămas la Villarreal la Celta Vigo. Am avut două oferte atunci, la Celta Vigo, care era o ofertă foarte bună și îți vorbesc de foarte mulți bani, sau la Espanyol. La Espanyol, la Barcelona, care avea o echipă bună, nu foarte bună cum avea Celta. Că Celta chiar era echipă bună pe vremea aceea. Da. Chiar foarte bună. Păi bun, și nu a vrut președintele. A zis Gica, nu, că vreau să promovăm. Mi-a plăcut. A zis, fără tine poate nu promovăm, pentru că eram... A știut unde să umble. Bun. Și apoi ai plecat la Getafe. Apoi a plecat la Getafe. Da, dar deja aveam 34 de ani, Andrei. Da, Getafe. La Getafe nu l-am mai prins. Getafe te-a luat. În 2004. Atunci am plecat eu. În 2002, scuze. În 2002 până în 2006. Eu practic am plecat să mai joc un an. Și am rămas 4. Când ai fost la Getafe? Da. Nu, în Spania. Și adevărul că la Getafe este prima echipă unde m-am îngreșat în pregătiri. Am luat 2 kg, că veneau cu niște servișuri așa în cantonamente. Mie nu mi s-a întâmplat așa ceva. Veneai de la Villarreal cu nutriționist, cu totul perfect. Deci, la practic, la momentul ăla și Getafe era oarecum la ce era Villarreal când ai dus tu. Adică tot așa cumva la început. Andrei, Villarreal era o echipă care economic era puternică pentru că avea un președinte. Nu, la momentul când ai dus la Villarreal. Să comparăm momentul când ai dus la Villarreal cu momentul când ai dus la Getafe. Că era cam așa, ambele încercau să-și găsească o identitate, să-și formeze un drum. Da, Getafe era o echipă mică. Getafe e un cartier, să zic, din afara Madridului. Era oraș, 220.000 de locuitori, mai mare, de 10 ori aproape. Acum și Getafe e mare, deja a devenit oraș, pe vremea era dormitor. Dormitor. Oraș dormitor, cum e Leganesul, cum era Leganesul, Alcorconul, acum e oraș, capitala sudului se numește în Madrid. Da. Și îți spun, eram o echipă de prieteni și al doilea an am promovat, care nu eram în primele 10 în calcul și am promovat. A venit Ios Uribe, care era un antrenor fără un curriculum, fără, n-avea nimic practic. La Villarreal. La Getafe. Și am promovat și adevărul că ne-am... Și ai tot jucat, ți s-a prelungit contractul, iar ai mai jucat. A venit Kike, eu am vrut să renunț,
promovasem, am vrut să renunț și a zis Chiche, nu, că pentru mine ești un jucător foarte important. A mai semnat un an și a vrut să plec iar în 2005-2006 și a venit Schuster, Bernd Schuster, marele fotbalist, a fost un geniu pentru mine, un geniu ca fotbalist. Și a zis, nu, că vreau să rămâi, poate nu o să joci atât cât ai vrea tu, dar pentru mine ești un jucător important în vestiar. Bun, și cu care dintre ele rămâi în momentul Real. Ăsta? Rămâi cu... Nu, între Villarreal și... Villarreal fără discuții. No, sau nu, no. Hai să punem așa, să luăm Real, să luăm și Real Sociedad, să luăm Real Sociedad, și... Andrei, pentru că este echipa care a pariat pe mine, echipa unde m-am simțit cel mai bine, mi-au dat premiul cel mai iubit jucător într-o sută de ani de istorie străin, care pentru mine e o onoare, un orgoliu, un ce vrei tu. Deci, practic, premiile astea nu se plătesc cu nimic în lume. Și de-aia simt foarte și mult. Și între Villarreal și Getafe? Villarreal. Era mai frumos, mai la mare, mai... La și nu numai asta, era o echipă serioasă. Nu, e aproape mare, mai aproape de echipă la Madrid. Îmi face vreo oră până la mare, de la Villarreal. 7 minute. Ah. până la Castellón. Da. Până la mare 7 minute am. Păi da, vezi. Sunt anumite avantaje, apropo de avantaje și, da, de lucruri da, de genul ăsta. Da, Villarreal și Villarreal a fost o echipă care a crescut. Eu când mi-a spus președintele că vrea să fac o echipă de Europa, eu am început să râd. Unde să faci o echipă de Europa când avem 48.000 de locuitori? Și uite unde a ajuns Villarreal, ce echipă a ajuns Villarreal. Bine, săptămâna viitoare ne vedem, data viitoare de fapt, că uite nici nu mai știu exact cum stau lucrurile în campionat, că e atât de mult fotbal în jurul nostru că nici nu mai știm datele. Data viitoare ne vedem, etapa viitoare din La Liga, să mai vorbim noi despre una, despre alta.